Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, aici pe Sport.ro și pe Voio, o emisiune în care de cele mai multe ori scoatem în evidență poveștile marilor sportivi români. Am trecut prin toate sporturile pe parcursul acestui an și revenim pe final de an la tenis, unul dintre sporturile care are cei mai mulți practicanți în România. România a avut și are în continuare și jucători de legendă care au făcut un excelent PR României pe toate meridianele lumii. I-am avut aici pe Andrei Pavel, pe Victor Hănescu, iar astăzi vă pregătesc o nouă surpriză. Unul dintre cei mai buni tenismeni ai României de după Revoluție, multiplu campion de Grand Slam la dublu, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 2016, capitan nejucător al echipei de Fed Cup a României și un tip cu o poveste fascinantă de viață, un sportiv care întotdeauna a explicat pe înțelesul tuturor ce înseamnă tenisul. Pentru că tenisul este un sport în care ai nevoie de foarte multe pregătire, un mental excelent, strong, dar și o ambiție nebănuită. Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe invitatul meu de astăzi, Horia Tecău. Te salut, Horia, bine ai venit la Poveștile Sport.ro. Salut și mulțumesc pentru invitație. Am încercat să nu aduc prea multe lucruri în evidență acum din cariera ta, pentru că vreau în 45 de minute să facem o incursiune și să atingem câteva subiecte. Nu am mai vorbit cu tine din 2012, de când ai fost portdrapelul României la o ediție excelentă pentru tricolori la Jocurile Olimpice din Londra, iar acea imagine surprinsă de agențiile de foto ți-a rămas și ție bine întipărită și în minte și în suflet, cu tine conducând plutonul României pe stadionul olimpic din Londra. Da, și mă bucur că ai menționat această amintire, care pentru mine a rămas printre primele, cele mai frumoase experiențe din sport. Acea tură pe stadionul olimpic poate a fost cea mai scurtă tură din viața mea ca timp. Deci a trecut într-o secundă. Atât de multe emoții, atât de multe trăiri. M-am bucurat de această onoare. Știu că mulți sportivi merită și mi-aș dori pentru mulți să trăiască acest moment. Dar eu am fost foarte, foarte onorat și mi-a rămas una dintre cele mai frumoase amintiri. Momentele acelea pe tunel, în bunkerul de sub în intestinele acelui stadion imens, cum sunt? Când știi că aștepți, știi că te văd miliarde de oameni, da, care se uită în acele momente. Da, acel moment, și tu ești primul, ești în fața tuturor. Durează câteva ore acel moment, da. Deci este o armată de sportivi care merg așa la pas și așteaptă să intre pe stadion și să fie celebrați de public, de telespectatori, de sportivi, pentru că una dintre cele mai frumoase experiențe de la Jocurile Olimpice e interacțiunea cu ceilalți sportivi din delegația României, dar și din celelalte sporturi internaționale. Să vezi cum se antrenează, cum mănâncă, cum se poartă, cum interacționează între ei, e o experiență fantastică. Îmi povesteau la Beijing, nu la Londra, câțiva dintre membrii lotului României, că s-au dus foarte mulți asupra lui Nadal, au năvălit să facă poze și asupra lui Federer. La un moment dat, cred că Nadal, îmi povesteau atleții din lotul României, în jurul lui Nadal au venit nenumărați luptători și boxeri și s-au așezat și au spus: nu, gata, nu mai poate să facă poze, să dea autografe. Bănuiesc că s-au întâmplat și cu alți sportivi de-a lungul vremii. Bine, tu știi pe tenismeni foarte, da, bine. Da, la Jocurile Olimpice de la Rio, echipa Americii de basket, da, era vedeta căutată de... Au stat în satul olimpic? Da, chiar au stat în satul olimpic și toată lumea. Deci, la Rio, față de alte olimpiade la care am participat, toți sportivii stăteau în satul olimpic. Și un basketbolist din NBA care iese pe stradă pe acolo sau era saltat de toată lumea. Tu ai început, înainte de a fi tenisul, a fost în notul. Apoi ai făcut pas cu pas pe treptele ascensiunii în tenis. Horia provine dintr-un oraș celebru pentru marii sportivi ai României, Constanța, care i-a dat pe Gică Hagi, pe Ilie Floroiu,
pe Andrei Pavel, Eliza Samara și alți mari sportivi români, iar la începuturi Horia Tecău a început și cu o rachetă de tenis. Nu știu dacă am nimerit-o și încă se mai poate juca cu ea, însă așa cum Stefan Edberg, favoritul meu din copilărie, este născut pe 19 ianuarie și Horia Tecău este născut tot pe 19 ianuarie. Ei bine, cu această rachetă a jucat Stefan Edberg, cu acest model, și am aflat, am citit că și Horia a jucat cu acest model de rachetă. Bănuiesc că e antică de, da. Și de demult, nu? Eu țin minte că am jucat pe la 12 ani cu această rachetă și tocmai pentru că eram mare fan Edberg. Nu e o rachetă potrivită pentru un copil de 11-12 ani, pentru că e foarte grea și e destul de dificil să joci cu ea la 12 ani, că nu ai suficientă forță. Dar îl admiram foarte mult pe Edberg. De la el am preluat starea lui pe teren, fair play-ul, profesionalismul, eleganța lui pe teren. Mereu am vrut să joc așa ca el și inclusiv jocul la fileu. Jocul la pe fileu. M-a atras, nu am ajuns la nivelul lui de a face voleu, dar mereu m-a atras jocul la fileu pentru că mă uitam la meciurile lui Edberg. E și puțin spectacol parcă în acest joc la fileu. Nu știu cum portarii în fotbal fac și tot felul de robinsonade și plonjează pentru spectatori. Mi se pare că unii tenismeni, nu știu cum a fost colegul tău de generație, Gael Monfils, de foarte multe ori făcea și pentru public, nu? Da, și jocul la fileu e spectaculos, e foarte atletic. Trebuie să acoperi terenul foarte bine, să te miști, să ajungi la loburi, să vii din nou în față. Faptul că mi-a plăcut atât de mult să antrenez voleu când eram mic și antrenorii mei cumva m-au lăsat, vedeau că am această atracție către jocul la fileu, antrenorii m-au încurajat și asta mi-a ajutat enorm la jocul de dublu, unde automat, făcând mai bine voleu, m-a ajutat să am rezultate bune la dublu de când eram copil, după aia la juniorat și după aia când am intrat la senior și am luat acea decizie de a merge spre jocul de dublu, simțeam că sunt un pas înainte, pentru că am antrenat acest procedeu foarte mult în copilărie. Acesta a fost momentul surprizei pentru Horia Tecău cu această rachetă Wilson Prostaff Classic, dar dacă tot am vorbit despre copilăria lui Horia, copilărie din Constanța, leagăn pentru sportul românesc, citeam Horia în cartea ta, una excelentă, o lecție pentru nu numai pentru copii, ci și pentru părinții care vor să-și îndrume copiii către tenis. Începuturile tale. Ai început cu notul, s-a desfințat bazinul, a devenit o sală de jocuri, de noroc, și parcă drumul te-a dus către tenis. Dacă nu era acel episod, mai făceai carieră în tenis? Nu știu cum ar fi fost. Cred că înclinația tatălui meu era către tenis. La un moment dat lui plăcea tenisul foarte mult. Tata juca basket la un nivel național înalt, deci știa cât de important e sportul în educația copiilor. Noi eram doi băieți foarte activi, eu cu fratele meu, ne-a dus la not, după aceea ne-au dus la tenis, pentru că el a crescut cu urmărându-i pe Ilie și pe Ilie Năstase și pe Ion Țiliac în meciurile, mai ales din... Iată, în această imagine, da. Iar tu ai ajuns să-i îndeplinești oarecum visul său. Mai ales din meciurile de Cupa Davis. Și atunci, cumva, înclinația era să ne ducă și pe noi la tenis. Mie mi-a plăcut instant și am rămas... Și de atunci a început așa o aventură și o călătorie prin tenis. Fratele meu a făcut 2 ani și după aia s-a lăsat. Aici la poveștilesport.ro avem și rubricile Întrebările Fulger și Pozele de Arhivă. I-am pregătit lui Horia 2 calupuri din pozele de arhivă, dar înainte de a ajunge la aceste capitole ale emisiunii noastre, o să vorbim puțin cu Horia și despre ceea ce face acum. El este capitanul nejucător al echipei României de Fed Cup și va avea un meci important cu Serbia în deplasare. Ai un lot cu jucătoare experimentate. Nici nu mai știu exact cum este formatul Fed Cup, așa cum s-au schimbat multe și la Cupa Davis. Acum voi vă luptați pentru menținerea în divizia de elită, nu? Da, este, da. După câștigarea acestui meci, mergem la baraj anul viitor în aprilie,
meci de baraj care se joacă pentru grupa mondială. Anul trecut am învins Ungaria în această etapă a turneului, după am pierdut cu Slovenia meciul pentru turneul final. În echipă formatul e, avem 5 jucătoare în echipă, pentru meciul cu Serbia vor fi prezente Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse, Irina Bara, Anca Todoni și specialista noastră de dublu Monica Niculescu. Se joacă două meciuri de simplu vineri, două meciuri de simplu sâmbătă. La un eventual 2-2, meciul decisiv e cel de dublu. Cum te simți în această postură de capitan nejucător? Lucrești cu fete, se spune că e mai greu, cel puțin antrenorii din handbal sau din volei așa, da, spun că e mai greu să lucrezi cu fetele. Tu ai avut o carieră lungă, acum ai devenit antrenor. Trebuie să fii și echilibrat, trebuie să... Nu știu, cum gestionezi relația cu 5 fete, personalități diferite, personalități puternice? În primul rând simt că partea aceasta de antrenor, această nuanță, am antrenat-o ani de zile jucând la dublu. Cu partenerul meu mereu eram într-un antrenament. Eu l-antrenam pe el, el pe mine. Mereu am, în 7 ani de parteneriat cu Jean-Julien Royer, da, aici în poză, imagine. Cred că am avut antrenori cu noi poate 20% din timp. În rest eram noi doi și ne antrenam continuu. Deci de atunci deja mi-am dezvoltat abilitățile de antrenor. Începeau să, da, să crească. E adevărat că a antrena fete mi se pare total diferit față de a lucra cu băieți. Deci dimensiunea pe care o cunoșteam masculină, de, nu știu, mai fermă, mai directă, mai cu multă logică, da, cu multă strategie, nu se potrivește atât de mult pe partea feminină, unde e foarte mult gestionarea emoțiilor, de ascultare, de a fi ele într-o stare bună în care să joace tenisul lor cel mai bun și cumva să devii atât de apropiat și de încredere încât să primească informațiile în momentele importante și să, cel mai important, să reușească să fie liniștite ca să poată juca. Cu băieții nu aveai neapărat nevoie să fii atent la lucrurile astea. Da. Pur și simplu era foarte direct. Chimie și chimia, da, dintre voi. Da. În acest nou rol în care sunt de, da, antrenor, da, simt că e... foarte mare nevoie pentru mine să mă dezvolt și în perspectiva feminină și în perspectiva masculină și de a lucra cu copii, de a lucra cu profesioniști. Adică vreau să cunosc toate aspectele unui antrenor. Și un antrenor, înainte de orice, e educator. Trebuie să vină acolo ca un educator și să știe cum să comunice cu oricine. În cartea ta, este ca o lecție pentru copii. Care aici ai putea să ne spui la poveștilesport.ro cel mai important sfat pe care ai putea să-l dai părinților care se află într-un moment greu, nu știu, nu mai vrea copilul să facă, nu-și mai găsește antrenor, nu mai au bani părinții sau poate au, dar nu mai pot da consistent către acest capitol. Când ar trebui să renunțe? Pentru că renunțarea știm că apare, nu știu, în acel moment, de la juniorat spre seniori, sau e un interval de vârstă în care pare că se rupe totul. Da, sunt multe lecții învățate și parcurse. Dacă ar fi să aleg una, da, singură, e o abilitate de a fi conștient în fața lucrurilor care se întâmplă. Adică îți dau un exemplu. Dacă întâlnesc o familie care vine către mine și îmi spune nu avem suficientă susținere financiară ca să continuăm activitatea și eu vin și le spun vă dau eu, da, vă dau eu această sumă, da, și mi-o dați înapoi când ajunge, da, și ei deodată ezită și zic păi da, dacă nu ajunge, și zic ok, acolo e nuanța. Dacă voi nu aveți încredere în proiectul, da, vostru, în echipă și nu transmiteți încredere mai departe în copil, în jucător,
Atunci cum vreți, știi, alții din afară să facă lucrul ăsta pentru voi? Deci haideți întâi să lucrăm la partea asta, să fim noi încredere, implicare, intensitate, deschidere, bucurie, comunicare, să, toate lucrurile astea care nu costă nimic, deci astea le poate face oricine și după aia să vedeți cum se schimbă lucrurile în exterior și cum vine lumea alături de voi să facă parte din acest proiect. Asta a fost o lecție imensă pe care am primit-o, că toți au tendința să meargă și să ceară undeva în exterior, dar ei nu se uită înăuntru să vadă cum, știi, ca într-o oglindă, să vadă cum sunt ei de fapt, ei ce transmit. Deci a spune multă, multă conștiință și mult adevăr. Pentru că dacă nu te uiți la tine sau eviți să te uiți la tine ca să ascunzi anumite aspecte, nu ai cum să lucrezi la ele. Și atunci va fi un drum greu. Tu, până să te lovești de toate aceste lucruri în cariera ta, ai trecut prin, n-ai ars nicio etapă, de la juniori la toate turneele. Ai sărit, ai fost în ochii lumii, mai ales la începuturi cu acel titlu de la juniori, cu Florin Mergea. Dar, apropo și de lecțiile pe care le dai copiilor, la retragerea ta, transmisă în direct de postul nostru de Pro Arena, au fost și foarte mulți copii în sală. Îl voi ruga pe Sebi, producătorul emisiunii noastre, să ne prezinte câteva imagini din evenimentul de la Cluj-Napoca, unul în care țin minte că și Ilie Năstase ți-a adus una dintre rachetele, nu? Da. Cu care a jucat. Am început emisiunea vorbind despre acel moment cu tine la Londra. Cum ai simțit aici? Cât de repede au trecut minutele? Sau cât de greu? Pentru că ai avut și invitația, a fost un eveniment complex în care chiar a fost lucrat cu penseta. Mi-am dorit un singur lucru, să fie o sărbătoare, să mă bucur de fiecare moment, să mă bucur de acești oameni minunați care mi-au fost alături de-a lungul carierei. Și spre disperarea organizatorilor și acest moment în care am invitat copiii pe teren a fost pentru mine cel mai frumos, pentru că despre asta este vorba, despre bucuria de a face sport, de a te juca și dacă îți place atât de mult sportul și tenisul, merită încercat, pentru că o călătorie în care poți să te descoperi și să înveți foarte mult. Și faptul că am putut să oferim acest moment copiilor a fost pentru mine magic. Cine te-a convins să faci acest eveniment? Sau a fost ideea ta? Ai avut o echipă întreagă în spate? Mi-am dorit mult să am un eveniment de o sărbătoare de retragere în România. Am jucat ultimul meci din circuit la Torino, la turneul campionilor, și ăsta a fost un alt aspect care m-am simțit bine. Unde sunt mulți români, nu? E o comunitate la Torino. Sunt mulți români. Am vrut și mi-am dorit să închei pe scena aia de la turneul campionilor, să rămân cu gustul ăla al performanței, dar era în Torino. Da. Ultimul meci din Cupa Davis l-am jucat la Marbella, împotriva Spaniei. Și simțeam că vreau și acasă, vreau să fac acasă în fața prietenilor, a familiei, a fanilor, a copiilor din România. Și acest eveniment, Sports Festival, organizat la Cluj, această arenă, mi se părea scena potrivită pentru așa ceva. Acestea au fost câteva imagini de la retragerea lui Horia Tecău, unde a avut invitați de seamă din tenis, dar și în sală au fost nenumărate personalități ale sportului românesc. Până să trecem la primul calup cu poze, poze pe care le va comenta Horia, o să-ți adresez și câteva întrebări venite din partea colegului meu, Marcu Țentie, cel care se ocupă de tenis. Cum își amintește Horia Tecău finala jucată alături de Florin Mergea în ediția 2016 a Jocurilor Olimpice? La ce te gândești acum și cum rememorezi acel meci cu Rafael Nadal și Marc Lopez? Și Marc Lopez. E argintul ca un aur? Da, categoric. E primul lucru la care mă gândesc când rememorez acel meci este acțiunea pe care am făcut-o în decembrie 2015, deci cu 8 luni înainte de Olimpiadă. Da.
M-am întâlnit cu Florin Mergea la Federația Română de Tenis să facem un antrenament, da. Și atunci am setat și am zis, băi Florin, noi ne dorim să câștigăm medalie olimpică. Eu tocmai am terminat 2015 pe locul 1 cu Jean-Julien Royer. Da. Deci era highlight-ul carierei mele. Da. Și zic, îmi doresc medalia asta olimpică și aur olimpic. Și pentru asta o să fac o pauză de la parteneriatul cu Royer, da. Ca să jucăm noi o serie de turnee pentru pregătirea Jocurilor Olimpice. Adică vreo 8 turnee ne-am luat din program. Royer, când a auzit și când a primit acest sfat, a zis, mă bucur pentru tine că ai acest vis, susținere de la mine totală, da. Îmi găsesc să joc cu altcineva, te aștept când te întorci. A arătat multă generozitate, da. Și altruism. Și la Jocurile Olimpice era acolo cu Galeria României, care ne susținea. Da, da, da. Asta arată și ce caracter și ce și personalitate ce are. Și ce strânsă și există prietenie. Între voi. Dar mai important, în acel decembrie, în acea întâlnire, da. Cu Florin, am făcut o poză. Nu am undeva pusă bine, da. O poză în care ne-am pozat cu medalia. Deci noi în decembrie deja începusem să lucrăm la vis olimpic. Pentru noi medalia era ca și câștigată. Și de acolo a început un proces de lucru tehnic, fizic, mental și mental și mental. Că da, da. Noi de atunci trebuia să ne pregătim mental și să avem încrederea că câștigăm această medalie. Da, o poveste impresionantă. Și atunci a început. Și acolo a început. Și bineînțeles că pe parcurs am și câștigat niște meciuri, am mai și pierdut. Am avut alături de noi pe Andrei Pavel, pe Gabriel Trifu, pe Victor Crivoi, da. Dragoș Luscan a fost alături de noi, echipa Kinetic a fost alături de noi. Deci ca o comunitate s-a strâns în jurul nostru să ne susțină pentru acest vis. N-am fost doar noi. Întreagă, da. Antrenându-ne și iar acel meci pentru mine a fost... În tribune ce era? Cu mulți fani români la finala voastră. Da. Dar și spanioli, care sunt gălăgioși oricum la toate... Da, și pe lângă fani era sat olimpic. Deci satul, da. Clădirea României, o parte din clădirea României era acolo la meci. Da. Când... Asta era marele avantaj la Rio. Arenele erau apropiate și deja când e un finală, deci... joci pentru aur, toată susținerea posibilă merge acolo să fie alături de tine, la fel și spaniolii. Pe lângă publicul care era în Rio, s-a creat așa o super atmosferă, iar noi pe teren am simțit că ne-am dat ultimul strop de energie, jucând toate tacticile posibile. Era un meci foarte atipic de dublu, da. Cu un Nadal care juca din spatele terenului, care a preluat controlul meciului și a jucat practic la un moment dat l-a pus pe Marc Lopez să țină culoarul și în rest juca el. Eu veneam să-l atac cu jocul la fileu, Florin îl ataca din spate, Nadal găsea soluții să se apere și să... Deci a fost ceva fantastic. Ai mai jucat cu el la juniori, cu Nadal, la simplu? Cu Nadal nu. Nu. Nadal nu. Nu, am jucat la senior de câteva la ori seniori. Cu el, da. Da, da. Bun și la dublu. Bun și la dublu. Cu Royer l-am bătut la Basel odată, cu Liniște l-am bătut la Queens odată pe iarbă. Meciuri strânse de fiecare dată și era un test. Că știam că el când joacă full, să câștige. Deci nu juca ca să fac un antrenament, da, da. Pe lângă simplu. Înainte de a trece la pozele de arhivă pe care Horia Tecău le va comenta aici la poveștilesport.ro, mai am o întrebare, Horia, de la colegul Marcu. Ai 473 de victorii obținute în circuitul ATP de dublu, care este cea care îți vine mereu în minte? Când îți amintești de momentele frumoase ale carierei? Și a doua, dacă ar fi să poți implementa peste noapte un singur lucru în tenisul românesc, care ar fi acela? Unul dintre meciuri am vorbit deja, da. Deci finala olimpică. Finala olimpică. Meciurile de la Wimbledon sunt speciale, mai ales 2015 când am câștigat, după trei finale pierdute, să câștig în 2015 a fost o împlinire a visului suprem, da. Al meu, ăsta era în tenis. Meciurile din Cupa Davis, mereu speciale, deci mai ales cele jucate acasă. Deci când cu așa public și așa atmosferă,
n-ai cum să joci în deplasare, n-ai cum să joci. Nici o finală de Grand Slam nu joci cu un public care cântă și strigă pentru tine fiecare punct. Deci e ceva special și poate unul din lucrurile care îmi lipsește cel mai mult după. Și poate după nu întâmplător, da. Sunt în rolul de capitan acolo, da. În care da. Aud acel e, public în spate. E la Cluj o atmosferă mereu infernală. Da. Și cu Emil Boc bătând în tobe, ținând ritmul, da. E o atmosferă frumoasă. Da, s-a creat acolo o echipă de susținători puternică. Iar ce a schimbat... Dacă ai implementat sau ai schimbat ceva în sportul românesc, vedem sportivi care se lasă de vreme, vedem sportivi, nu știu, ajungi la o anumită vârstă care așteaptă pensia, nu mai au din ce trăi, nu toți au rente viagere. Ce ai schimbat? Nu știu, la nivel de antrenori, handbaliștii români au învățat pe francezi handbal, au ajuns să ne bată. Antrenorii noștri de gimnastică i-au învățat pe alții gimnastică și am ajuns noi mai jos. Ce ai schimbat? Un lucru care îți vine în minte, sau dă-ne un exemplu din tenis. Aș încerca să țin pe aproape familia celor care au trăit o experiență din care pot împărtăși și au ales să o țin foarte unită și să creez o comunitate din care să se poată împărtăși informația în jur mai bine. Prea mult am simțit că e fiecare cu partea lui, cu felia lui și o teamă de a împărtăși prea mult, de a nu pierde ceva, de a nu... Asta e un lucru care se poate, bineînțeles că pot să spun acum, da, finanțare, infrastructură, buget, da, asta e un lucru care se poate face așa, doar printr-o comunicare, o deschidere, o înțelegere și sunt copii, sunt generații de copii care vin acum la tenis și care au nevoie să audă, să te vadă, să te simt acolo că ești lângă ei, că îți spun o vorbă bună. Da. Părinții au nevoie să audă din experiența ta trăită și cum ai trecut prin ea și cum ai trăit tot tu, ce decizii ai luat, au nevoie să vorbești cu părinții tăi, poate. Adică trebuie să fie mult mai o comunitate mult mai unită de a împărtăși informații. Pentru că un jucător după ce trăiești o carieră plină, e natural pentru el să împărtășească aceste lucruri. Da. Și dacă aș putea să dau un sfat părinților și jucătorilor tineri și copiilor, să aveți curaj să întrebați. Deci veniți către mine, întrebați-mă, mergeți către Pavel, Hănescu, Crivoi și alții, că sunt acolo și împărtășesc informație. Da, și o strângere de mână sau o privire, ochi în ochi contează pentru un copil. Mergeți către ei și întrebați, fără jenă. Trecem acum la rubrica noastră, pentru că timpul trece extrem de repede alături de Horia, care are nenumărate povești de spus. Aici, la rubrica acestor, vedem niște imagini. E Cristi Romanescu în spate, Simona Halep, Irina Begu, Eliza Samara, nenumărați sportivi mari. Alin Moldoveanu, Elisabeta Lipă, am mai vorbit, dar mai spune-ne ceva despre această poză antologică. Părinții tăi cred că erau foarte mândri acasă. Da, mama a fost cu mine la Londra în acea ediție și a trăit experiența live. Da, un moment în care simți că tot ce s-a întâmplat până atunci a fost exact cum trebuia să fie. Toate greutățile, toate provocările, toate bucuriile, totul se cununează în acest moment de plinătate. Trecem la următoarea imagine pregătită pentru Horia. El alături de Bethany Mattek Sands, îmi spunea un coleg care a fost la Melbourne în acel an, un fost coleg, că te-ai găsit și ai făcut dublu mixt cu Bethany Mattek Sands, te purta Under Armour de atunci, ca la mica publicitate la Australian Open, când ați câștigat titlul la Melbourne. Practic, explică-ne puțin și pentru cei care, nu știu, la dublu mixt, dacă nu ai partener, parteneră, te duci și vezi pe un tabel, nu cine este liber. Da, am aflat și eu, trecând prin această experiență, mulți jucători de dublu
știau, se aranjau din timp să vorbească, să-și găsească o parteneră sau un partener. Da. Mai ales sunt unii care jucau de ani de zile, erau deja cuplu formate de dublu mixt. Eu n-am făcut asta, mereu mă concentram pe dublu meu și deși eram cu privirea către dublu mixt, că mi se părea fun, se părea o experiență distractivă, să joci cu o colegă împotriva unei alte fete și... Dar pentru că n-aveam parteneră, m-am pus acolo pe o listă de parteneri, jucători care își caută parteneră. Lângă era lista de jucătoare care își caută partener. Am văzut-o înscrisă pe Bethany, pe lângă altele de acolo. Și m-am bazat pe comunicarea și înțelegerea dintre noi. Eu știu pe Bethany de când aveam 14 ani, de când jucam la junior, suntem aceeași generație. Tot așa se îmbrăca? Și nu, era un pic mai, mai la o Wimbledon, conservatoare, așa? Da. Dar asta e farmecul ei. E și o fire foarte fervescentă și se potrivește perfect. E și fană basket? Că uneori mi se pare... Nu. E fană distracție. Adică dacă e ceva distractiv, fan, da. Ea se bagă și așa și-a ales echipamentul. Și nu ți-a cerut niciodată să te îmbraci ca ea? Nu. În culorii din astea mai vii. Ne-am mai jucat dublu mixt după aia. N-am mai câștigat niciun titlu, dar am mai jucat și mai aveam pariuri din astea. La următorul titlu, la următoarea finală pe care o jucăm, îți spui și tu, Jean-Pierre, ca mine, suntem matching. Da. Și poate de-aia, poate de-aia n-am ajuns în finală, dar mi-a făcut plăcere să joc cu ea. Așa am și ales-o. Din toată lista aia nu m-am uitat după clasament, am zis, Bethany, cu ea e fun, o să ne înțelegem bine, hai să jucăm. Și... Să fie și pentru spectacol. Da. Da, și așa. Trecem la următoarea imagine. Tu alături de Ilie Năstase. Da. Ilie fără să vrea sau fără neapărat să spună prea multe, este cumva motivul pentru care mulți dintre noi jucăm tenis. Da. Pentru că părinții noștri l-au urmărit pe Ilie și ne-au ghidat către tenis ca să trăim și noi experiența asta. Și cumva eu mereu am rămas și când îl văd pe Ilie, mă uit așa, chiar el nu vine și spune prea multe și nu, dar mă uit la el și mereu mă gândesc, zic, tu ești motivul pentru care... Da. Mulți dintre noi jucăm tenis acum. Tatăl tău ce ți-a spus despre el? Care e primul lucru spus despre Ilie? Spunea că era un rockstar, era un magician, era un, și un jucător foarte... Multă lume evită să mai... Uite că a fost. Da, uite că el era un jucător foarte talentat și tehnic și atletic și creativ pe teren și... Dar cred că tatălui meu i-a rămas cel mai mult în minte acele finale de Cupa Davis pierdute de România cu Statele Unite, la una dintre la București. Și de atunci a văzut ce vibe în jurul tenisului. Da. Următoarea imagine este cu Horia. Nu, Horia este de partea cealaltă a fideului. Aici a jucat la arenele BNR Andrei Pavel în demonstrativ cu Gica Hagi și Horia a jucat alături de Iosif Rotariu. Cum ți-l amintești pe Gica Hagi din acel meci? Am jucat bine terenul, deplasare bună în teren. Am jucat de mai multe ori cu Gica și de fiecare dată venea și îmi spunea să nu te bazezi pe tenisul meu, dar eu ți-ajung orice minge. Deci mă duc eu și alerg. Deci viteză de reacție. Da, deci eu mă duc și alerg, le iau de peste tot, nu te baza pe tenisul meu, că nu e acolo, dar alerg. Și am observat că majoritatea jucătorilor de fotbal au o condiție fizică și excelentă. Se mișcă foarte bine pe terenul de tenis. Da. Da. Cu ce personalitate din sport ai mai jucat și ai simțit că lovea bine, că ajungea mingile? Bănuiesc că mulți te-au provocat sau au vrut să schimbe câteva mingi cu tine. Sunt o personalitate din România. Pe Ilie Năstase l-a cerut acasă la el, la vilă, domnul Donald Trump, că nu era președinte acum mulți ani și l-a bătut Ilie de câteva ori, dar spunea că știe bine tenis. Mi-a povestit Ilie Năstase într-un interviu. Tu cu cine ai jucat? Așa, pe cineva pe care admir foarte mult, cred că Gica. Gica, da, și m-a impresionat de fiecare dată prin atitudinea lui și prin dăruire.
Da. Trecem la următoarea poză, aici la această secțiune a emisiunii noastre. Este Horia în clasa 1, poate, sau a 2-a. Este clasa o imagine întâi. Pe care am găsit-o pe Facebook-ul tău. Copilul Horia la școală încă nu știa că va face carieră într-un sport iubit de toți românii. Te-a ajutat tenisul? Te-a smuls puțin din orele de curs din școală? Ai mai putut să faci și școală și tenis? Pentru că mulți părinți spun astăzi ce să-l dau către sport când el trebuie să facă școală. Există un se poate avea un echilibru? Da, se poate și eu am avut noroc de așa un echilibru. Am avut noroc pentru că deci am început sportul la 6 ani, am început tenisul la 6 ani și automat când am început și școala deja făceam și sport. Și pentru mine sportul de la început a fost o chestie așa destul de serioasă, o activitate de 4-5 ori pe săptămână. Adică pentru un copil e destul de mult. Și am avut norocul unei înțelegeri în care părinții mergeau la școală să vorbească cu doamna învățătoare și să-i spună Horia are acest vis, această pasiune cu sportul, o să mai lipsească din când în când. Învățătoarea era înțelegătoare și zicea, da, o să-l ajut să recupereze, iar de partea cealaltă, antrenorul înțelegea că câteodată e nevoie să fiu la școală ca să-mi revin și să recuperez și era ok cu asta. Deci, între ei am avut un echilibru. Cred că dacă întâlneam un pic de rezistență și o doamnă învățătoare care nu accepta și îmi făcea viața grea, sau invers, un antrenor care nu accepta că trebuie să mai merg și la școală și ar fi fost tensiune, nu m-ar fi ajutat deloc. Deci cumva mă bucur că am găsit din prima echilibru ăla. Altfel, cred că, și vorbind asta mai târziu cu părinții, cred că căutam un mediu în care pot să fac asta. Deci căutam o școală care să accepte, să înțeleagă activitatea mea sau un antrenor care să accepte, să înțeleagă că mai este și despre școală câteodată, că e importantă. Trecem la următoarea imagine pentru a le cuprinde pe toate, pentru că îmi doresc acest lucru. Tu, alături de Roger Federer. Da, eram la Shanghai. La Shanghai, un tip, un gentleman și în afara terenului, pare un pic retras, nu știu, așa pare ca din afară. Pare. Doar pare. Roger este un om al vestiarului. E foarte jovial, foarte glumeț, foarte deschis, interacționează cu toată lumea și deschis și face glume. Când intră pe teren, devine Mr. Perfect, tennis, focus și e acolo. Când iese de pe teren, se transformă. Și e cum și Nadal se transformă și Djokovic se transformă. Adică intră în acel rol de jucător creat, hrănit și perfecționat, dar în afară sunt ei cu personalitatea lor. Iar Roger era și este în continuare, după cum îl vedem, foarte deschis, foarte glumeț, foarte implicat și interesat de lumea tenisului. Am avut câteva antrenamente cu el, că antrenorul lui îi plăcea să mă cheme, să mai joc cu el din când în când. Și când stăteam pe bancă la pauză, mereu mă întreba de niște detalii din tenisul românesc pe care nu știam de ce le știe și de ce îl interesează pe el ce se întâmplă în Federația din România acum, dacă s-au schimbat niște chestii sau chestii, detalii. De asta este Roger, un tip pasionat de tenis, interesat de lumea asta și prezent. Reverul acela lui curat, nu știu, alți jucători mari, și el a fost fan Stefan Edberg, dacă nu mă înșel. Pare, nu știu, făcut pe calculator. Cât de greu este să returnezi un lung de linie, de exemplu, la el? Da, ia mingea și rapid, nu? Și am jucat împotriva lui la dublu și aveam senzația că cu cât... Acel România-Elveția la București? Nu, n-am fost. A jucat atunci Andrei Pavel cu Gabriel Trifu. Cu Gabriel Trifu, un meci împotriva lui Roger și lui Allegro. Eu am jucat contra lui la Brisbane, primul meu meci cu Roger.
am pierdut el împreună cu Mahut și pe am jucat la Dubai, unde l-am bătut pe el și cu Lamar, un elvețian. Uh-huh. Și țin minte din acel meci, el nefiind un jucător care se antrenează pentru dublu, deci nu are reperele sau execuțiile, dar cu cât avansa meciul, simțeam că le găsește și acolo bine. Le găsește. Și m-a impresionat o chestie de mental la el în acel meci. Eu returnez pe partea de rever. Deci mereu punctele importante, mici de break, de game, sunt la mine, pe partea mea. Și aveam minge de meci pentru noi, servea Roger. Da. Tot meciul a încercat să servească Teo foarte bine și ieșea puțin. Afară, când servea, cu procentaj bun. Și l-așteptam. Și zic, cum gândește Roger, numărul 1 mondial, în momentul ăsta? Știe că eu îl aștept pe rever, unde avea procentaj bun, sau el nu se gândește că a greșit până acum, el o să o dea în teu, pe dreapta mea. Mi-a servit în teu și l-am așteptat. Că m-am gândit cum ar gândi el în momentul ăla, dacă merge pe procentaj sau pe eu sunt Roger Federer, o dau oriunde. Și a dat teu și l-am așteptat și am câștigat meciul, dar m-a impresionat cum vede jocul și asta am observat la mari jucători. Nu există ce s-a întâmplat în trecut nereușit. Acum, în momentul ăsta, intră cu atitudinea că vor reuși și execuțiile cu încredere și curaj. Poveste memorabilă spus aici de Horia Tecău, alături de Roger Federer, aici o altă reprezentantă a Elveției într-un cadru, nu știu, la un eveniment, bănuiesc. Da, Martina Hingis a fost preferata mea. Mă uitam și la tenisul feminin. O tipă care a dominat tenisul mondial, apoi s-a retras, iar a revenit la dublu. Cum e în viața de zi cu zi? I-am cunoscut-o pe Martina. Dacă nu mă știu, 81 născută. Prima dată la Academia lui Nic Boletieri, unde mi-am făcut junioratul și de multe ori eram ales să joc cu ea. Da. Atunci juca la simplu și era top. După aia știu, s-a retras și a revenit după câțiva ani să joace la dublu și a ajuns pe locul 1 la dublu. Da. Deci a fost pe locul 1 și la simplu și mai și târziu la dublu. Aici eram la gala din 2016, se premiau cei care au terminat anul 2015 pe locul 1. Uh-huh. Și eu am cunoscut-o pe Martina relaxată, care joacă la dublu, se bucură de joc. În perioada în care avea 16-17 ani. Atunci, cât era mult mai intensă și mult mai focusată așa, dar o jucătoare extrem de creativă și cu toate, n-avea forță, dar pe teren putea să facă orice și foarte competitivă. Mă laud și eu că am făcut cam singurele interviuri din ultimii ani în presa din România cu Irina Spârlea, care vorbește de la rar spre foarte rar și îmi spunea la fiecare interviu că ea a făcut tenisul for fun. La 26 de ani a spus că gata să retrage și nu mai joacă tenis. Mi-a rămas în minte și asta și faptul că îmi povestea tatălui Dumitru Spârlea că pleca, nu putea să stea la meciurile Irinei. Am văzut-o pe Martina și Irina a avut nenumărate meciuri cu Martina Hingis. Aici ești tot la Jocurile Olimpice din Beijing, alături de Maria Sharapova. Nu o să te întreb cine a fost în faza ta și v-a făcut poza, pentru că a mișcat-o, nu știu de ce, din cauza ta sau din cauza Mariei, însă te întreb cum este ea în afara terenului. E genul de vedetă înconjurată mereu de, nu știu, de bodyguards pe la turnee sau o fire retrasă? Se spune că la fete nu prea există prietenie. Da, Maria de... Să nu uităm că are 1,87, nu? Tu ai 1,93. Da. Maria de mică era campioană. Deci de la 11-12 ani a fost crescută să devină campioană, cu mentalitate de campioană, cu echipă de campioană. Eram colegi la Academia Nic Boletieri. Ne antrenam de multe ori împreună și ea mereu a avut o bulă, o echipă în jurul ei. Deci mereu s-a protejat de orice energie exterioară care nu se potrivește cu misiunea ei. Și atunci, asta o separ un pic de restul, de masă. Dar când o prindeai în momentele de relaxare, fără lume, fără camere, în care în sfârșit se relaxează, atunci
e și ea Maria, omul care simte și ea nevoia să interacționeze, să râdă, să glumească. În rest, ea și-a perfecționat foarte mult acel rol de profesionistă, serioasă, puternică. Ușor divă. Da, și e o imagine creată, hrănită foarte mult timp, de o echipă foarte bine pregătită. Ea fiind și endorser pentru nenumărate companii. Și asta i-a prins bine și pe teren, i-a creat acel rol puternic și acest rol de o blondă frumoasă, înaltă, feminină, ca să îndorseze imaginea multor companii. Ultima poză din acest calup, tu alături de Simona Halep, la o ședință foto. Care e cea mai puternică amintire a ta alături de Simona? Și nu am nici cum să nu te întreb despre ce crezi în funcție de cum se va da verdictul. Nu știu, TAS dacă îi va reduce suspendarea, cade la un fost număr 1 mondial, tu la dublu, la un fost număr 1 WTA. Amintirea cea mai puternică cu ea, jucătoare sau copil, pentru că sunteți amândoi din Constanța, și ce crezi că va urma în cariera ei? Noi am crescut în generații ușor diferite, ea fiind mai mică cu câțiva ani decât mine, deci nu eram 85-91. Nu eram așa într-un cantonament sau într-o pregătire, dar mai târziu, când a crescut și ea, începeam să știm unii de alții că Constanța acolo sunt mulți jucători care au venit din Constanța, e o școală, practic, de unde au ieșit jucătorii ăștia, care o școală și unde se comunică și știam cine sunt cei care joacă cu potențial, campion la vârste, și Simona era unul dintre ei. Cu Simona m-am conectat mai mult când deja eram pe tur și eu deja jucam de câțiva ani Grand Slam-uri, finale, și ea intrase în primii 20, în primii 10 și aveam multe discuții de mindset, de atitudine, de ce face diferența de la a intra în primii 30-20 la a câștiga un turneu de Grand Slam. Și pur și simplu îi ofeream perspectiva mea, că și eu eram într-un proces în care învățam. Da. Dar îi ofeream perspectiva mea, din experiența mea trăită. Și atunci am avut momente când vorbeam foarte mult, ne conectam. După aia, din nou, a urmat explozia Simona Halep și și-a creat o echipă la un moment dat, o echipă unită, după modelul Sharapova și altor jucătoare, s-a dus așa într-o bulă și a fost... Și îmi pare rău că n-am prins-o să fiu capitan la Fed Cup. Da, pentru că mi-ar fi plăcut la cum joacă și la cum am simțit-o, la potențialul ei de pe teren, în care am încredere și acum, dacă și... Mâine, dacă revine, să spunem. Și mâine, dacă revine, are o capacitate fantastică de a se mișca, de a lovi mingea, de a învăța sau de a rememora execuții foarte repede. Da. Dacă alții au nevoie de sute, mii de execuții, păi Simona, pui de câteva ori, dacă ea o înțelege, 3, 4, 5, 10, gata, oare. Ce simți, ce anticipezi că va urma pentru ea? Că va reveni la un moment dat pe teren. Îmi doresc. Nu te întreb despre vinovați, despre ce s-a întâmplat. Îmi doresc să revină cât mai repede și să mai joace tenis și să aibă un final de carieră într-o stare bună și într-o bucurie de un exit frumos din tenis. Acum se pare că cel mai pozitiv scenariu ar fi în 2 ani. Adică într-un an, să spunem. Da. Și mi-ar plăcea să aibă bucuria asta, de a face dintr-o bucurie. Ea nu mai are nevoie să demonstreze nimic nimănui. Ea deja ne-a bucurat, ne-a motivat, ne-a inspirat. Sunt generații care joacă acum datorită ei. Pentru ea. Pentru ea și pentru starea ei să îi fie bine. Aceasta a fost rubrica pozelor de arhivă, pentru că timpul trece
foarte repede alături de Horia. Trecem la ultima rubrică a emisiunii, cea a întrebărilor fulger, pentru că ne ducem deja într-o oră de când discutăm cu marele nostru campion Horia Tecău. Haideți să vedem întrebările fulger, rubrică în care Horia va trebui să răspundă în 3-4 minute pentru a le cuprinde pe toate. Haideți să le vedem și discutăm aici. Ești în era lui Năstase și Țiriac. Tu și Florin Mergea i-ați fi învins pe americani în finalele de Cupa Davis pierdute? Încrederea mea spune că da. Că da. Da, am încredere că pot câștiga orice meci. Da. Și un plus de încredere când e vorba și de dublu Tecău Mergea. Trecem la următoarea întrebare. Spune-ne un lucru mai puțin cunoscut despre tine. Spune-mi un secret. Din tenis, din ceva, sau un lucru pe care foarte puțin îl știu. Nu știu ce să zic. Când călătoream, când ajungeam la un turneu, primul lucru care mă interesa era să găsesc un loc unde să stau, să pot stau liniștit și să citesc. Asta era primul lucru care mă interesa la hotel, la unde ajungeam. Dacă îmi găseam locul ăla, după aia erai liniștit, putea fi orice în săptămâna aia. Trecem la următoarea întrebare, care sună așa: ce regulă ai schimbat în tenis? A schimba punctul decisiv la dublu. Punctul decisiv la dublu. Se va schimba vreodată, crezi? Nu. Această regulă? Nu. Nu. Îmi place și nu-mi place. Îmi plac avantajele, îmi place jocul mai lung. Când e punctul decisiv, câteodată poate fi vorba și de o șansă și de o noroc. La mi se pare că cu avantaje e mult mai fair. Mult mai fair. Trecem la următoarea întrebare. Ce sentiment te încearcă acum când vezi cum arată arenele BNR? Context, arenele BNR sunt închise, nu se mai joacă tenis acolo, sunt în proprietatea băncii naționale. Pe stadionul de fotbal se mai joacă oină, pe terenul central, nu știu, se vede și din afară, arată groaznic, ceea ce nu este ok absolut deloc. Doar din gândul ăsta, durere. N-am fost să văd arena fizic în ultimii ani, pentru că am auzit că arată jalnic și n-am simțit să o văd așa jalnic. Și acolo s-au scris victoriile tale. Multe amintirile mele de la turneul din București, turneul pe care l-am avut ani de zile și era o tradiție, când eram copil să vin să-l văd pe Moia, pe Corecea, pe Ivanisevic, pe Becker, să-i văd, să le iau un autograf, să fac o poză cu ei. Și asta mă inspira enorm. Meciurile de Cupa Davis jucate acolo și urmărite, că și înainte să ajung eu la echipa de Cupa Davis, mergeam să văd meciurile și pentru mine era acolo sus cu Wimbledonul, arena de la stadionul de la arenele BNR. Trecem la următoarea întrebare, sună așa: ce actriță ai vrea să-ți fie parteneră de dublu mix într-un meci demonstrativ contra Perechi, Djokovic și Arapova? Nu știu, o personalitate. Să zicem așa, ca să se potrivească cu Sharapova, Charlize Theron. Da. Charlize Theron din multe filme senzaționale, cred că are Charlize Theron 1.82, 1.83. Înaltă, cred că e foarte înaltă. Ca să servească bine, nu de alta. Cel mai puternic serviciu care ți s-a părut întotdeauna la băieți, dacă tot am ajuns la... Nu cât spune cronometru, ceasul, Tissot, nu știu care. Cel mai greu mi-a fost să-i returnez lui Kyrgios. Kyrgios? Pentru că avea o abilitate, o mișcare foarte rapidă și nu aveai timp să-i citești. Și putea să, din mișcarea asta rapidă, să joace toate variantele de serviciu. Un Isner, un Karlovic, îți vine dacă îți servesc în colț acolo de la etajul 2, foarte greu să returnezi. Etajul 2, așa se spune. Dar câteodată mai puteai să faci un scouting, să vezi cam care-i pattern-ul lor, să la Kyrgios n-avea nicio regulă. Yeah. Putea să-ți dea oriunde, oricând, să servească cu doiul ca primul. Da. Era imprevizibil. Atunci când vroia. Și l-am jucat cu el și când vroia și când nu vroia. Următoarea întrebare sună în felul următor: Constanța sau Miami? Ah,
Constanța cu sufletul. Cu sufletul, Constanța. Da. Următoarea întrebare, nu știu exact câte mai sunt, să vedem, ți s-a întâmplat să nu-i deosebești pe Gemini Brian? Tot timpul. Dacă nu-i vedeam împreună, da. Când îi ved împreună, Bob e un pic mai înalt, da. Și un pic mai bine făcut, chiar un pic solid. Dacă îi vedeam împreună, îi deosebeam imediat. Dacă apărea unul singur, trebuia să mă gândesc, să mă uit pe ce mână are ceasul. Greu. Tot timpul. Până recent. Deci și acum când îi văd, dacă îi văd separat, tot trebuie să mă concentrez un pic. Și ultima întrebare sună așa. Care e cel mai mare eveniment sportiv la care ai vrea să fii prezent în următorii ani ca spectator? Jocurile Olimpice. Da. Unde vei fi probabil antrenor. Voi fi antrenor și îmi doresc să-mi fac timp și pentru a fi spectator pe la alte sporturi. Și la alte sporturi. Da. Te mai întreb eu atât. Această rubrică s-a încheiat. Nu, mai e. Uite, mai e o întrebare. Cine e the greatest of all time? Federer, Nadal sau Djokovic? Greatest of all time... numerele arată că Djokovic. Clar. Da. Deci numerele arată că Djokovic pentru mine ca influență și ca greatest of all time pentru mine înseamnă influență, inspirație, Federer. Federer, clar. Da. Urmează, vom avea Australian Open, una dintre fetele importante ale României, poate cea mai bună în acest an a fost Oana Cârstea. Ce crezi că va face la Australian Open? Îmi place drumul pe care e Sorana acum, împreună cu Thomas Johansson. Cunosc bine, am văzut și la Cluj, am vorbit cu ei. O văd punctând bine. O văd, mai că îi place jocul pe hard. Să spunem de la sferturi în sus. De la sferturi în sus. Da. Așa să fie. Am vorbit aici cu Horia Tecău despre nenumărate capitole senzaționale din cariera sa. Ne-a spus și ce face echipa României de Fed Cup. Am vorbit și de Federer și de întâmplările lui la Jocurile Olimpice din 2016, când a cucerit argintul. A fost și port drapelul României. Două întrebări mai am, Horia, înainte de final. Cum te vezi tu? Ce urmează pentru tine, nu știu, în următorii ani? Președinte al federației, țintești, manager în tenis, antrenor. Am observat că și pe parcursul emisiunii vorbești despre tenis de foarte multe ori la prezent. Acum îi returnez lui Roger sau încă iubești enorm acest sport și încă ți-ai mai fi dorit să joci. Și a doua întrebare este ca un mesaj. Vei face tu încheierea acestei emisiuni. Ce le spui copiilor care vor să ajungă importanți în tenis? Da, în momentul ăsta pentru mine descoper unde vreau să mă așez în călătoria asta sportului, în tenis, pentru că am făcut tenis din pasiune. Îmi place toată călătoria, toată aventura, toată descoperirea prin care treci ca sportiv și simt natural să fiu aproape, într-un fel sau altul. Acum sunt în calitate de capitan la echipa Billie Jean King Cup și îmi place acest rol, că mă provoacă, am multe de învățat din el și am multe de învățat și din a lucra cu copii și din a-i asculta pe alți antrenori cu multă experiență. Deci acum trec printr-o perioadă în care nu vreau neapărat să-mi iau un proiect sau un angajament care să-mi ocupe timpul. În continuare simt că e nevoie de pauză, de odihnă, după ce au fost ani de zile de tras. Cum ai spus mai devreme, mă bucură și simt că se face o trecere naturală pentru mine, dar nu mai simt să joc. Nu mai simți. Deci, partea de jucător, când în momentul în care am spus stop, a doua zi am simțit o relaxare și o... A intrat într-o altă viață. Da, care n-am avut-o niciodată până n-am luat acea decizie. Nici când aveam vacanțe. Mereu era... Da, mă gândeam la ce urma. Și în momentul ăla am fost și la turnee, am fost și la Wimbledon anul acesta, am fost și la Miami. Să simt, să-i văd pe ceilalți jucători. Unii dintre colegii mei încă mai joacă, cu care mă băteam în ultimii ani. Să văd cum mă simt față de ei și eram perfect împăcat că nu mai vreau să trec prin acum, prin călătoriile alea, prin rutina aia, prin
Nu, pentru mine a fost suficient cât a fost și acum e despre altceva. Finalul ediției de azi nu o voi face eu, ci Horia Tecău, care se va uita fix în cameră și cu toată puterea sa va transmite un mesaj pentru cei care vor să ajungă pe culmile tenisului. Dacă pot să transmit un mesaj acum pentru copii și știu că mulți dintre voi intrați în această călătorie cu dorințe de a câștiga și de a ajunge mari și pot să vă spun acum să nu uitați să vă și bucurați de experiență. Deci bucuria împreună de familia tenisului, de antrenori, de părinți, pentru că nu e un drum, e un sport individual, dar nimeni nu reușește singur. Bucuria e în a avea relațiile din jur, relații frumoase, creativitate în joc, frumusețe, pasiune și restul vine de la sine. Dacă faci activitatea asta cu bucurie, vei avea o călătorie frumoasă.